Ora 21 continuă ediția specială de la Digi24. Rusia e nemulțumită de răspunsurile oferite de Occident privind garanțiile de securitate cerute, a spus-o chiar astăzi ministrul de externe rus, cel care a anunțat că Moscova nu renunță la principalele sale revendicări, asta deși toată lumea le consideră absurde, și anume împiedicarea altor țări din fostul spațiu sovietic să adere la NATO și retragerea trupelor alianței de pe flancul estic. Cu toate astea, Sergei Lavrov crede că există premizele unui dialog pe alte chestiuni considerate secundare. Între timp, Vladimir Putin a deschis și a citit cele două scrisori primite din partea NATO și a Statelor Unite, dar nu se grăbește să dea un răspuns. Ce face România în această criză generată de mobilizarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, aflăm în minutele următoare. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este invitatul nostru. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezență. Vladimir Putin spune că a deschis scrisorile, le-a citit, le-a analizat, dar că nu se grăbește cu răspunsul. Va mai trage o fugă în China să vadă deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă și mai vorbim apoi. A ce înseamnă asta? Tragere de timp sau de ce? Eu sper că asta înseamnă că partea rusă va analiza cu foarte multă atenție și cu foarte multă responsabilitate propunerile pe care atât Statele Unite cât și Alianța Nord-Atlantică le-au înaintat către partea rusă. E vorba despre un set de propuneri complementare, atât documentul pe care Statele Unite l-au înmânat în urma promisiunii făcute de secretarul de stat Blinken, ministrului de externe Lavrov, vinerea trecută la Geneva, cât și documentul care a fost elaborat la nivelul NATO, sunt documente complementare. Și România a fost implicată în redactarea acestor documente, alături de ceilalți aliați, și vreau să vă spun că sunt documente extrem de solide și care iau în calcul tot ceea ce înseamnă arhitectura de securitate europeană actuală, iau în calcul atât preocupările care au fost exprimate de Federația Rusă, dar în egală măsură subliniază foarte clar și preocupările pe care aliații le au față de Federația Rusă. Sigur, documentele nu sunt publice, au fost prezentate câteva elemente ieri, atât de către secretarul general NATO, după ce ele au fost transmise Federației Ruse, de asemenea de către secretarul de stat Blinken, după ce au fost trimise, și noi sperăm că Federația Rusă le va analiza cu atenție. Există promisiunea că va exista și o întâlnire nouă între secretarul de stat Blinken și ministrul de externe Lavrov. Deci așteptăm cu foarte mare interes care este evaluarea Federației Ruse. Noi sperăm să fie o evaluare serioasă și responsabilă, pentru că, așa cum am văzut din seria de consultări, de dialog care a avut loc între 10 și 13 ianuarie, pe 10 ianuarie în bilateral Statele Unite-Rusia, apoi pe 12 ianuarie în Consiliul NATO-Rusia, pe 13 ianuarie la OSCE, toate aceste chestiuni au fost discutate și examinate cu foarte multă atenție de către ambele părți. Acest peisaj, dacă vreți, este completat și de o rundă de negocieri care a avut loc tot ieri la Paris, în formatul numit Normandia, adică în formatul Rusia, Ucraina, Germania, Franța. Și după acea rundă de discuții, care a durat mai bine de 8 ore, a rezultat un tip de înțelegere care fixează încă o întâlnire peste 2 săptămâni în același format. Deci există, dacă vreți, un moment de, să spunem, circa 2 săptămâni în care dialogul mai are o șansă. Noi sperăm că acest dialog să continue. Dacă dialogul eșuează, ne îndreptăm spre un conflict? Noi sperăm ca dialogul să nu eșueze. Ceea ce spunea astăzi ministrul de externe Lavrov în reacția publică era, pe de o parte, că nu este mulțumit de a lăsat un pic o să se întrebe care va fi răspunsul lui, exact, Rusiei, da. Și pe de altă parte spunea că există totuși anumite aspecte pe care s-ar putea angaja într-un anumit dialog. Ele anumite aspecte secundare, dar ele sunt totuși foarte importante, pentru că se referă la măsuri de transparență, de reducerea riscurilor, de creșterea încrederii, de control al armamentelor, aspecte unde și aliații au îngrijorări destul de serioase față de comportamentul Federației Ruse și unde merită o discuție pentru a consolida arhitectura de securitate europeană și pentru a asigura, cel puțin din perspectiva conduitei Federației Ruse, că acest stat va reveni la respectarea unor prevederi ale acestor documente, norme de conduită și așa mai departe, pe care în ultimii ani Federația Rusă nu le-a mai respectat sau le-a respectat selectiv.
Toată lumea din această parte a taberei, domnule ministru, își dorește ca aceste tensiuni să se încheie pe cale diplomatică și să nu se ajungă la un conflict. Ce va face România, pentru că ne întrebăm cu toții, dacă începe un conflict militar? În cazul în care începe un conflict militar în Ucraina, ceea ce evident nu ne dorim și încercăm să evităm, tocmai prin aceste eforturi diplomatice foarte intense, care au loc în această perioadă, într-un astfel de caz, este evident că atât la nivelul Alianței Nord-Atlantice, cât și la nivelul Uniunii Europene, vor fi luate măsuri foarte serioase, pe care Federația Rusă cred că nu și le dorește. În primul rând, la nivelul NATO, vom adopta decizii cu privire la o consolidare puternică, substanțială, a flancului estic. Aici e vorba și de trupele de reacție rapidă care vor veni în România. Și de trupele care vor veni în România, fie NATO, fie ale Statelor Unite. Iată, am avut recent și acest anunț foarte important al președintelui Macron. Deci există manifestări concrete de solidaritate și de angajament al statelor aliate față de securitatea statelor de pe flancul estic, inclusiv direct față de securitatea României. Pe de altă parte, la nivelul Uniunii Europene, pregătim un set foarte consistent de sancțiuni. Iar aceste sancțiuni, așa cum s-a decis deja la Consiliul European din decembrie, vor produce consecințe masive, citez acum din documentul respectiv, și costuri severe față de Federația Rusă. Iar la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni, la care am participat la Bruxelles, am decis să accelerăm pregătirea acestor sancțiuni. Rusia a mai trecut printr-un astfel de moment, după episodul Crimeea, și încă este supusă unor sancțiuni. De data asta vorbim despre un set de sancțiuni care sunt mult mai largi. Sancțiuni atât, sigur, individuale, care vizează anumite persoane, dar și sancțiuni de tip economic sau în domeniul energiei sau în domenii care vizează sectorul financiar, de exemplu. Dar ele nu se răspund cumva într-o mică măsură și asupra celor care impun sancțiunile, pentru că există schimburi comerciale, există conducte de gaz, de exemplu. Există un tip de analiză care se face în acest moment, pentru că de fiecare dată când se adoptă noi sancțiuni, există această procedură de a vedea întâi care este posibilul impact pe care sancțiunile pe care Uniunea Europeană le adoptă le are asupra statului membru, în primul rând, și fiecare stat membru își exprimă poziția și analiza pe care o face. Pe urmă se armonizează aceste poziții și se ajunge la o poziție comună, în așa fel încât aceste sancțiuni să aibă un impact cât mai mic. Pe de altă parte, cum discutam cu secretarul de stat Blinken la reuniunea aceasta de luni a Consiliului Afaceri Externe, fiecare stat trebuie să-și asume și o parte de costuri atunci când este vorba de a aplica acest tip de măsuri pentru a ajunge până la urmă la un rezultat care să ducă la revenirea la legalitatea internațională și la o stare de securitate la nivel regional, la nivel european și la nivel euroatlantic. Revenind la discuția despre un posibil conflict, vorbeați despre prezență suplimentară pe flancul estic din partea NATO sau a Statelor Unite. Ar putea România să trimită trupe în Ucraina dacă începe un conflict acolo? Nu, pentru că, așa cum am spus-o și la nivel aliat și am spus-o și noi de câteva ori, Ucraina nu este stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Deci Ucraina nu este acoperită de clauza de apărare colectivă pe care o prevede articolul 5 din Tratatul de la Washington. Acea clauză care prevede că atunci când un stat aliat este atacat, toți ceilalți să intervină pentru a-l apăra. Deci nu se pune problema ca NATO să intervină militar în cazul unui conflict între Federația Rusă și Ucraina, deci nici România. Această perspectivă nu există. În schimb, există perspectiva acestor măsuri despre care am vorbit, plus a unor măsuri de sprijin intensificat pentru Ucraina. Se poartă discuții la nivel înalt de aproape 2 săptămâni și jumătate. Îi vedem pe secretarul general al NATO, Antony Blinken, miniștrii de externe, șef de stați implicați în aceste negocieri. Cu ce contribuie România la acest pachet România de negocieri? România a fost extrem de implicată și foarte activ implicată pentru că ne vizează și știm că în toată această perioadă. Da, am fost implicați atât în dialogul bilateral cu Statele Unite și a existat dialog și, să spunem, reprize de dialog, etape de dialog atât direct bilateral, cât și prin intermediul Alianței Nord-Atlantice. Am fost implicați la nivelul NATO în acest proces de luare a deciziilor. De exemplu, documentul care a fost înaintat ieri de către Alianța Nord-Atlantică a fost adoptat în unanimitate de către toate statele aliate. Deci și de România. Inclusiv de România. Și a fost un proces de negociere care s-a derulat într-un interval de timp relativ scurt, aș spune. Și care a arătat unitatea Alianței Nord-Atlantice. Deci România a fost permanent implicată în acest proces. În același timp am
discutat cu Statele Unite și am obținut, iată, anunțul președintelui Biden de amplasarea unor trupe suplimentare în România, inclusiv în România. De asemenea, anunțul președintelui Macron este rezultatul unor demersuri diplomatice, inclusiv la nivelul președintelui României, care a obținut acest anunț al președintelui Macron în urma unei discuții care a avut loc ultima oară la Consiliul European din decembrie, de la Bruxelles. Deci, iată, rezultate destul de importante pe care România le-a obținut în această perioadă. La aceasta se adaugă și demersurile noastre diplomatice în relația cu celelalte state, de exemplu în relația cu statele din formatul B9. Chiar astăzi am discutat acum, cred că mai puțin de o oră, cu colegul meu polonez. Discutăm în diverse alte cu ministrul de externe bulgar, iarăși tot astăzi am avut o discuție. Deci suntem într-un proces continuu de consultare să găsim cele mai bune soluții. La reuniunea Consiliului Afaceri Externe de luni am propus să organizăm o reuniune a Consiliului Afaceri Externe la Kiev pentru a arăta solidaritatea statelor membre ale Uniunii Europene cu Ucraina într-un moment foarte complicat. Această propunere a fost salutată deja de mai multe state membre astăzi și de către Bulgaria. Chiar astăzi am discutat și cu omologul polonez. Ministrul de externe ucrainian, la rândul său, a îmbrățișat această propunere. Deci, România este activă și în continuare vom mai face câteva lucruri interesante. Nu vom trimite militari în Ucraina, spuneți, dar putem ajuta sub o altă formă țara vecină. De exemplu, Germania ajută cu căști, Cehia, Polonia sunt țări care anunță că vor trimite ajutoare acolo. În măsura în care vom primi astfel de solicitări, sigur că vom ajuta. Și în cursul anului trecut am ajutat Ucraina atunci când a fost nevoie de materiale medicale, de exemplu. Anul trecut am convocat la București o reuniune a trilaterale România-Polonia-Turcia cu participarea omologului meu ucrainian și a omologului meu georgian, exact în momentul în care, la finalul lunii aprilie, era acel moment de vârf al unei desfășurări militare rusești, asemănătoare cu cea pe care o vedem astăzi, dar cea de astăzi depășește în amploare ceea ce s-a întâmplat în aprilie. Deși în aprilie spuneam că acea desfășurare de forțe este cea mai mare după sfârșitul războiului rece. Iată că a fost depășită. Iată că a fost depășită, din păcate. Vă îngrijorează, domnule ministru, faptul că Rusia a menționat în mod specific România prin acea listă de cerințe? Practic, rușii vor două lucruri marșilate. Unu, ca Ucraina să nu devină membru NATO, alianța să nu se extindă spre Est și ca NATO să-și retragă trupele din România și Bulgaria. Nu pot să spun că am fost îngrijorat, pentru că România este stat aliat, membru al NATO. Avem toate garanțiile de securitate care decurg din această calitate. NATO este cea mai puternică alianță politico-militară din istorie. Suntem acoperiți de clauza de apărare colectivă. Iată, aliați din NATO foarte importanți vin în România cu trupe și cu echipamente ca să ne sprijine. În egală măsură am reacționat la acel moment și NATO la rândul său a reacționat și a respins o astfel de solicitare. De fapt, solicitarea în sine referitoare la România și Bulgaria nu se regăsește explicit în propunerile Federației Ruse din decembrie. Acolo se vorbește în general de, pe de-o parte, blocarea politicii de extindere a alianței, ceea ce este inadmisibil pentru că acest lucru nu poate fi supus unui veto extern alianței. Fiecare țară are dreptul să-și aleagă, nu? Evident. Și această decizie ține de alianță și de statul candidat. În altă ordine de idei, s-a solicitat într-adevăr să se retragă trupele și echipamentele aliate de pe teritoriul statelor care au devenit membre NATO după 1997, anul în care s-a încheiat acest act fondator NATO al relațiilor NATO-Rusia. Menționarea explicită a României și a Poloniei a fost făcută într-un context în care s-a răspuns la o întrebare adresată purtătorului de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, prin care se încerca o explicitare a acelei propuneri din decembrie. Și noi am arătat foarte clar că o astfel de solicitare este inadmisibilă. Tot ce înseamnă trupe și echipamente aliate pe flancul estic, inclusiv în România, fac parte din ceea ce înseamnă apărarea colectivă, unde iarăși un stat terț nu are cum să aibă un drept de veto sau, mă rog, nu poate să-și exprime o astfel de poziționare. Oricum, ceea ce se găsește pe flancul estic, inclusiv în România, sau ceea ce va fi amplasat în România ca parte a acestui efort de consolidare a flancului estic, reprezintă măsuri strict defensive. Alianța Nord-Atlantică este o alianță strict defensivă. A spus-o și secretarul general al NATO ieri. Exact. Și este oricum prevăzut în tratatul care a fondat NATO. Lucrurile astea sunt foarte clare, iar dacă ne uităm comparativ la dimensiunea forțelor ruse,
din acest moment amplasate în proximitatea Ucrainei și ceea ce NATO a amplasat pe flancul estic, este clar că dimensiunea forțelor ruse este cu mult mai mare, de câteva ori mai mare. Deci nu se pune problema unei posturi amenințătoare sau ofensive din partea NATO față de Rusia și cred că și Rusia știe foarte bine acest lucru. Răspunsul României a fost fără echivoc la această cerință, dar avem în continuare baze militare, baze la Cogălniceanu, scutul antirachetă de la Deveselu. Apropo de Deveselu, jurnaliștii de la Washington Post spun că NATO a primit o cerere din partea Rusiei să vină niște soldați de pace și să inspecteze bazele militare din România. Am putea accepta asta? Nu cred că informația pe care... Și la schimb să mergem și noi acolo? Nu cred că informația pe care cei de la Washington Post au avut-o nu cred că a fost foarte exactă. Ceea ce noi am gândit, sigur, ei fac referire la documentul pe care Statele Unite l-au înaintat ieri Rusiei. Dar întrucât documentul respectiv nu este public, eu nu pot să vă confirm oficial că așa ceva este în acel document. Deci o informație obținută pe surse. Dar ceea ce pot să vă spun este că noi am discutat încă de la momentul la care am negociat prezența scutului antirachetă în România cu partenerii americani. Adică am discutat în mod deschis posibilitatea unor măsuri de transparență și am discutat inclusiv recent în această perioadă cu Statele Unite. Noi nu avem nimic de ascuns la Deveselu. Noi am spus întotdeauna că acolo se găsesc niște interceptori care vizează posibile amenințări cu atacuri balistice din afara spațiului euroatlantic, deci nu din partea Rusiei. Poziționarea acestei baze de la Deveselu față de Federația Rusă este de așa natură încât nu prezintă o amenințare față de rachetele intercontinentale sau de alt tip ale Federației Ruse. Și în niciun caz nu există în această bază rachete ofensive, cum susține Federația Rusă. Deci eu nu văd absolut nicio problemă ca Federația Rusă sau oricine altcineva să vină să viziteze baza de la Deveselu și să se convingă personal că acolo este nimic altceva decât ceea ce am spus noi. Nu există niciun fel de amenințare față de Federația Rusă. Dar există în același timp, și aici cred că este o cerință absolut logică, există și o cerință de reciprocitate. Dacă Federația Rusă este interesată să verifice ceea ce deja cred că știe, și anume că această bază nu reprezintă niciun caz o amenințare, și noi, aliații, inclusiv România, avem dreptul să cerem să vizităm și noi baze de rachete, de exemplu, amplasate pe teritoriul Federației Ruse. Cred că este o cerere absolut normală. Atunci când am început să vorbim despre aceste tensiuni în creștere, domnule ministru, am început să vorbim de la masarea de trupe la granița Ucrainei cu Rusia, dar apoi am văzut că Rusia are cerințe mult mai mari. Ar putea să folosească această tactică militară, să-i spunem, ca o pârghie pentru a obține mult mai multe lucruri? Credeți cumva că e mai mult vorba despre asta decât de o invazie efectivă și alipirea, nu știu, estului Ucrainei? Este greu să facem speculații, pentru că aceste chestiuni sunt știute de către președintele Putin. Repet, toată această situație de securitate care este în continuă deteriorare și într-o deteriorare accelerată, mai ales în ultima perioadă, a fost creată de Federația Rusă. Care sunt scopurile acestei, să spunem, desfășurări de forțe? Pot fi deduse din cerințele pe care le-a adresat deja în luna decembrie. Să nu se extindă NATO spre est, dar Ucraina, de exemplu, sigur, este stat candidat, dar nu se punea problema unei decizii iminente de intrare a Ucrainei în NATO. Pentru asta este nevoie de un proces mult mai îndelungat, mult mai laborios și România a trecut printr-un astfel de proces de aderare și știm foarte bine că nu e așa de simplu. Doi, celelalte cerințe se referă la modificarea unor parametri ai securității europene cu cerințe care sunt inacceptabile față de NATO, de exemplu. Și tocmai am dat exemple în acest sens. Prin urmare, doar Federația Rusă știe în momentul de față ce urmează să se întâmple. Noi sperăm însă că răspunsul va fi unul responsabil și că dialogul va prevala. Aceasta este speranța noastră și toată efortul diplomatic pe care l-am făcut în ultima perioadă în diverse formate este cu acest scop de dezescaladare, de reducerea tensiunilor, de revenire la o situație de normalitate. Spunea și aseară în conferința de presă Jens Stoltenberg, se fac eforturi uriașe, diplomatice, pentru evitarea unui conflict, dar în același timp nu putem să stăm cu mâinile în sân și trebuie să fim pregătiți și pentru cel mai negru scenariu. În acest context, sunt mai multe reprezentanțe diplomatice care au îndemnat personal din cadrul ambasadelor, de exemplu, sau Statele Unite care au recomandat cetățenilor să părăsească Ucraina de urgență. Ce ne spune asta și care e poziția României? Veți face un astfel de apel? Au fost până acum trei misiuni diplomatice străine aflate la Kiev. Statele Unite
Regatul Unit și Canada, dacă nu mă înșel, care au luat măsuri de evacuare a unei părți a personalului. De exemplu, Statele Unite au decis să evacueze obligatoriu membrii de familie și voluntar, deci cine solicită acest lucru, personal neesențial. Noi am discutat această chestiune și la întâlnirea pe care am avut-o luni la Bruxelles cu secretarul de stat Blinken și secretarul de stat Blinken ne-a asigurat că e vorba despre personal neesențial, deci nu e vorba despre, spunem, grosul personalului diplomatic de acolo. La nivelul Uniunii Europene am discutat tot cu acea ocazie la Bruxelles să vedem care este poziționarea fiecărui stat în parte și niciunul dintre statele membre nu a arătat că dorește să-și evacueze personalul diplomatic. În schimb, am arătat și eu la rândul meu, deci am spus acest lucru și am și dat instrucțiuni în acest sens la misiunile noastre din Ucraina. Dacă există membrii de familie care doresc să plece, deci tot pe baze voluntare, sunt liberi să o facă. Dar în acest moment, situația de securitate nu este de așa natură încât să necesite o evacuare a personalului diplomatic. Deci doar la nivel de recomandare, da, iar dacă ne uităm la anunțul pe care Statele Unite l-au pus pe site-ul ambasadei de la Kiev, vedem acolo că formularea este de genul să examineze posibilitatea, consider departure, deci nu este plecați acum. Luați în calcul, ci, mai degrabă. Examinați posibilitatea de a pleca. Deci trebuie să ne uităm cu foarte multă atenție la aceste formulări pentru a înțelege exact contextul și semnificația lor. S-a vorbit foarte mult despre faptul că Rusia duce un război hibrid de mai mulți ani ca o pregătire a unei manevre mai mari. Simțiți că și în România avem parte de acest război hibrid, nu știu, dezinformări și alte lucruri de genul ăsta puse la cale de Federația Rusă? Există de mai mulți ani această preocupare de a contracara propaganda și dezinformarea care promovează teze favorabile Federației Ruse la nivelul Uniunii Europene și la nivelul Alianței Nord-Atlantice. Există chiar eforturi instituționale în acest sens de a pregăti răspunsuri adecvate în cazul dezinformării. Există o campanie la nivel NATO în acest sens, la care participă toate statele membre pentru a transmite informații corecte, pentru a contracara acele informații care nu corespund realității. Constatăm și în România că sunt astfel de informații sau propagande, elemente de propagandă care duc spre elemente de informare care sunt favorabile mai degrabă Federației Ruse. Și este interesant să vezi în peisajul mediatic din România, să spunem pe unele site-uri, să identifici poziții care mai degrabă seamănă cu cele de la Sputnik, de exemplu. Și este interesant să vezi și poziții pe care unii și alții le au în spațiu public. E o perioadă foarte bună din punctul ăsta de vedere să observăm. Să observăm cu multă atenție cine spune ce. Pentru că asta este un bun indicator. Vezi o știre care este, redată ca atare, dar cu un titlu care este extrem de alarmist sau care încearcă să inducă neîncredere în Alianța Nord-Atlantică, în Uniunea Europeană, în capacitatea Occidentului de a gestiona o astfel de situație, care încearcă să spună că Federația Rusă are dreptate, într-un fel sau în celălalt. Deci este cu adevărat foarte interesant de urmărit și vă asigur că și noi urmărim, sigur nu este preocuparea principală a Ministerului de Externe, dar urmărim cu foarte multă atenție și interes ceea ce se spune în spațiu public. Două minute mai avem, domnule ministru, la dispoziție și mai am două întrebări pentru dumneavoastră. Am început negocierile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. De mult timp România își dorește să fie acolo. Cu ce ne ajută? Care e avantajul pentru noi? Este o veste foarte bună pe care am primit-o acum două zile. Consiliul OCDE-ului a decis deschiderea negocierilor de aderare pentru România și încă 5 alte state candidate. Deci suntem 3 candidați europeni, 3 candidați din America Latină. România a fost cel mai bine plasat candidat din punct de vedere al pregătirii tehnice de multă vreme. Efortul acesta a început în 2004, când s-a depus candidatura de aderare la OCDE, dar în ultimii 2 ani am intensificat foarte mult demersurile, atât în plan tehnic, cât și în plan politico-diplomatic. Anul trecut m-am văzut de mai multe ori cu secretarul general al OCDE-ului, am discutat cu secretarul de stat american, cu ministrul de externe francez, chiar și recent, înainte de luarea acestei decizii de săptămâna aceasta. A fost un efort extrem de important și trebuie spus că aderarea la OCDE, care se va petrece după ce parcurgem acest proces de negociere, ne va așeza într-un veritabil club select al celor mai importante economii din lume. Sunt 38 de state membre, din care 23 state membre ale Uniunii Europene.
care reprezintă 70% din producția și comerțul globale și foarte mult, 90% din investițiile străine directe la nivel global. Joe Biden spunea, domnule ministru, acum câteva zile, că Putin trebuie să facă ceva, neștiind ce. Ce credeți că va face Vladimir Putin? Eu întotdeauna m-am ferit să nu speculez asupra unor posibile acțiuni viitoare ale unor parteneri sau ale unor actori internaționali. Eu sper că rațiunea va prevala și că ne vom întoarce la dialog, iar acest dialog va duce la dezescaladare. Și sper că eforturile pe care le-am făcut până acum și pe care le vom face și în perioada următoare vor aduce acest rezultat. Este cea mai bună soluție pentru securitatea euroatlantică și inclusiv pentru Rusia. Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe, mulțumesc tare mult pentru prezența în această seară la Digi24. Un copil a fost la un pas să fie lovit pe trecerea de pietoni în Baia Mare.